În perioada 26-29 martie va avea loc la Buzău campionatul național de tenis de masă pentru Junior 3, unde Dunărea Giurgiu va participa cu o echipă de băieți și una de fete. Practic e repetiția finală a copiilor în vederea participării începând de mâine la finala campionatului național de Junior 3, fete și băieți. Anul trecut, la aceeași competiție, dunărenii s-au situat la final pe locul 4 la băieți și 6 la fete. De această dată, participarea este mai numeroasă față de anul trecut. La Buzău se vor întâlni 30 de formații masculine și 29 feminine din țară. Vom participa cu două echipe, una de băieți și una de fete. Sunt 4 băieți și la fete avem 5 fetițe, pentru că a 5-a fetiță, chiar dacă e mai micuță de 10 ani, trebuie introdusă cât mai mult în circuitul național. Nu îi sperie concurența, pentru că ei sunt obișnuiți cu așa ceva. Dacă echipa de fete este calificată direct în faza finală, cea de băieți este nevoită să dispute 4 partide eliminatorii pentru a participa și ei în faza finală. Așteptările mele sunt ca copiii noștri să evolueze conform pregătirii care am efectuat-o până acum. Încă o dată repet, sunt într-o formă maximă de pregătire. Angel Corbu l-a felicitat pe elevul său, Cătălin Doncea, jandarmul care a cucerit aurul la campionatul MAI. Este un sportiv deosebit, l-am sub îndrumare, pregătire, cam la vârsta de 7-8 ani, el are acum 45-46 de ani, e un exemplu pentru copiii din sală. El apt să joace încă mai bine de 10 ani de acum încolo.